Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu ultimul clip de tip haul de pe acest an. Am fost ieri în oraș și am intrat prin câteva magazine și bineînțeles că pe lângă strictul necesar mi-am mai cumpărat și alte chestii care m-au atras, pentru că altfel nu se putea. Așa că m-am gândit să vi le arăt și vouă, nu sunt multe, însă am spus că poate v-ar interesa, poate sunteți în căutarea de cadouri drăguțe, că tot vine perioada Crăciunului, așa că m-am gândit să vi le prezint și vouă. Scopul acestor clipuri nu a fost niciodată, nu este și nu va fi de a mă lăuda, pur și simplu vreau să vă pun la curent cu ce am mai cumpărat în ultima perioadă. Repet, poate vă dau niște idei de cadouri, nu știu, dar m-am gândit să vi le arăt și vouă. Sper tare mult să vă placă și o să încep cu produsele din Pepco. Și din Pepco mi-am luat această tabliță luminoasă pe care am văzut-o la câteva fete pe YouTube și m-a atras și pe mine și am zis că o să o iau cu prima ocazie când dau de ea în Pepco. Ieri am găsit-o, a fost 10 lei după cum se poate observa și abia aștept să îi bag bateriile și să o aprind pentru că sunt tare curioasă cum funcționează chestia asta și cum o să arate, bineînțeles. Așa este tablița în sine, aici are un mini întrerupător și aici sunt literele. Și pe spate arată și câte litere sunt din fiecare, în caz de vă interesează. Așa. V-am spus, abia aștept să-i bag bateriile și să-i dau drumul. Sunt tare curioasă de ea și mă bucur că am avut ocazia să... Mă bucur că am găsit-o în Pepco, mai bine zis, și că am cumpărat-o și eu. Tablița aia are nevoie de 4 baterii și bineînțeles că doamna de la casă mi le-a recomandat pe acestea, adică mi-a spus de ele și mi le-a arătat, pentru că eu altfel uitam complet de baterii. Setul ăsta de o baterie a fost 5 lei și este un preț super bun în condițiile în care la mine în sat o astfel de baterie, una singură, costă 1 leu, deci e un preț mai mult decât perfect. Așa, tot din Pepco mi-a mai cumpărat și un set de... două corectoare din astea bandă pentru liceu, 3 lei, nimic interesant. Și ultimul produs pe care l-am luat din Pepco sunt aceste elastice, set de 5 elastice din acestea. Sunt super subțirele și îmi plac super mult astea subțiri. A fost 5 lei și ăsta și abia aștept să le folosesc. Încă nu le-am desigilat, după cum se poate observa. Am vrut să vi le arăt și vouă. Am terminat cu produsele din Pepco. Din Lidl mi-am cumpărat acest șampon de la Sien. Este acesta cu fructe și vitamine, însă i-au schimbat ambalajul din câte se poate observa. 500 de mililitri. A fost super ieftin și sunt tare curioasă să-l încerc. O să revin cu păreri când se va termina, bineînțeles. Și tot de acolo am cumpărat și această rezervă de săpun lichid cu aloe vera la 1 litru. A fost super ieftină și ea și ați mai văzut astfel de rezerve la mine în produsele, în clipurile cu produsele terminate, mă scuzați. Sunt bune și își fac treaba și am zis să iau una și cu aloe vera, de ce nu? Din Carrefour mi-am luat acest deodorant de la Nivea, Fresh Natural, fără aluminiu, la 200 de mililitri. A fost 11 lei și având în vedere că la mine în sat, la magazine, deodorantele de 150 de ml sunt 10 lei, am zis că este un preț fenomenal și trebuie neapărat să-l cumpăr. Și la fel și acesta de la Dove, tot 200 de ml, varianta Invisible Dry, tot 11 lei a fost și am zis că le iau și pe ăsta, să am un stoc la deodorante, dacă tot le-am găsit la un astfel de preț, să iau mai multe să am. Așa. Și ultimele produse din Carrefour sunt aceste două pachete de absorbante discret, varianta Deo Irresistible cu 60 de bucăți. Am încercat toate variantele de la discret la aceste absorbante zilnice și, sincer să fiu, mi se par la fel, în afară de mirosul subtil pe care l-au unele, mi se par toate la fel, însă cele cu ambalaj turcoaz, dacă nu mă înșel, erau 10 lei și ceva în condițiile în care tot 60 de bucăți aveau și le-am încercat și mi se par identice cu acestea, nu înțeleg de ce aveau prețul ăla, așa că astea erau cele mai ieftine și le-am luat pentru că nu cred că dacă dădeam 10 lei pe un pachet de genul era vreo diferență față dacă am dat 7 lei și ceva pe un astfel de pachet. Părerea mea, nu pot să înțeleg de ce nu aveau același preț ca și acestea, dar... V-am spus că mi-mi plac toate variantele și le cumpăr pe care le găsesc mai ieftin, pentru că nu avea sens să dau 10 lei în condițiile în care făceau aceleași lucruri ca și acestea. Repet, părerea mea.
Am plasat o mică comandă la Avon, o a doua comandă, mai bine zis, din catalogul numărul 16, dacă nu mă înșel. Am pus o poză pe Instagram, nu știu câți mă urmăriți și ați văzut poza respectivă. O să vă las un link în descriere și vă aștept cu mare drag și pe Instagram, dacă încă nu mă urmăriți, bineînțeles. Și am postat o poză pe Instagram și v-am spus că am mai plasat o mică comandă pentru că avea tata nevoie de un aparat de ras și pe lângă acel aparat de ras a mai comandat câteva produse, unul pentru mine și câteva pentru mama, așa că m-am gândit să vi le arăt și în clipul de astăzi. Și produsul pentru care am mai plasat o comandă din acel catalog este acest aparat de ras, după cum am și menționat, din gama Works. Așa arată, este un roz super drăguț și așa este aparatul în sine. Funcționează cu o baterie din asta micuță. Nu știu exact cum se numește asta, în fine. Și mai vine la set cu o astfel de periuță super micuță și drăguță pentru a curăța aparatul, care vine într-o astfel de cutie. Pentru mine mi-am recumpărat acest scrub de picioare din gama Footworks. V-am spus că eu îl folosesc pe față și îl asemăn foarte mult cu acela de la Oriflame cu cocos, care nu se mai găsește din păcate. Și acesta îmi place la nebunie. Ați văzut că mi-am cumpărat unul și în unboxing-ul 16, primul unboxing din acel catalog, însă l-am recumpărat și în a doua comandă pentru că nu se mai găsește fiind cu ananas. Bănuiesc că este ediție ceva de vară, așa că m-am gândit să-l recumpăr. L-am luat din ofertele pentru reprezentanți cu 5 lei și îmi place la nebunie. Deci pot să zic că am stocul făcut la acest scrub. Și pentru mama am luat această cremă de mâini cu banane. Mi-a spus că are nevoie de o cremă de mâini și am recomandat-o pe asta cu banane pentru că mie îmi place la nebunie. 75 de mililitri. Cred că a început deja să o folosească, habar n-am. Și tot pentru ea am cumpărat acest balsam de păr din gama Care la 400 de ml cu cocos și șamponul din aceeași gamă pentru că au fost la ofertă la 8 lei bucata și m-a întrebat dacă sunt bune. Eu le-am mai avut în trecut și chiar mi-au plăcut, așa că a zis să îi le comand. Și ca să nu credeți că mint și că vă arăt, să nu spuneți că vă arăt aceleași produse în mai multe clipuri cu de tip haul, aici vi le arăt și pe ale mele, pe care le-am luat în unboxing-ul trecut sau acesta, nici nu mai știu. Adică acesta mă refer la cel din campania 16. Deci acestea sunt ale mele și cele de acolo sunt ale mamei mele. Așa. Și de la ei am primit cadou această mostră de la parfumul Faraway Royal, care arată cam așa. Am vrut inițial să-l comand, să am destul de multe parfumuri, așa că am zis că nu-l comand, că vreau să termin ce mai am. Și această foaie cu sticăre de Crăciun, tot de la Avon am primit-o, super, super drăguțe sunt. Și am terminat și cu produsele de la Avon. Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt în haul-ul de astăzi sunt produsele din DM, pentru că nu se poate haul fără produse din DM, bineînțeles. DM este magazinul meu preferat. Și vă spun sincer că dacă aș avea suficienți bani, dacă aș intra în DM, aș goli magazinul, vă spun sincer. Dar mai bine că nu am, pentru că, da. Așa, ați înțeles la ce mă refer. Și m-am dus în DM pentru aceste două deodorante de la Balea, acestea Pink Blossom, care miros ca parfumul la Viebel. Miros extraordinar, fără aluminiu, 150 de mililitri. Și am dat 5 lei pe bucată. Știu că înainte erau 6 lei, însă le-au făcut 5 lei, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Așa, și tot în DM m-am dus pentru această loțiune de păr, sau nu știu exact cum să o numesc. Pe spate scrie loțiune bucle definit 100 de mililitri. Asta a fost 10 lei și am luat-o pentru că mi se termină cea de la Safira, care v-am spus că îmi place la nebunie și este destul de scump, așa că am spus că trebuie să găsesc un înlocuitor. Și cum părul meu natural este creț preondulat, după duș aplic o loțiune, în cazul de față cea de la Safira, după cum v-am spus, ca să definez buclele, să zic așa. Așa că m-am gândit că ăsta mă va ajuta. Abia aștept să-l folosesc și o să revin cu păreri dacă vă interesează. Sper tare mult să-și facă treaba. Inițial am vrut să-l cumpăr pe cel cu ambalaj portocaliu, ce, și tot cu
ceva pentru bucle, zicea. Acela era 15 lei, din ce țin minte. Însă acela am văzut că scria pe spate că ar proteja până la 220 de grade. Deci bănuiesc că este un fel de cremă, protecție termică, ceva de genul pentru păr, habar n-am. Însă eu, având în vedere că nu-mi fac buclele cu ondulatorul și sunt buclele mele naturale, am zis că nu-l cumpăr. Așa că îl încerc pe ăsta și văd ce părere o să am de el. Dacă nu, o să-l încerc și pe celălalt. Încerc cât mai multe până o să-l nimerez pe ăla perfect, să zic așa. Și mi-am mai cumpărat acest deodorant, tot la 5 lei a fost și el. Magic Wonderland este o gamă limitată, din câte se vede și aici. Ediție limitată, ceva cred că de Crăciun, habar n-am, miroase super, super bine. 150 de ml, produs vegan și din gama asta am mai văzut loțiunea de corp care a fost 6 lei și mă tenta tare mult să o iau, însă m-am abținut cu greu. Și șamponul care la fel era 6 lei și ceva sau 7 lei și ceva, nu mai știu exact. Alte produse din gama asta eu nu am mai văzut. Așa. Am mai cumpărat acest gel de curățare cu vitamina C, care a fost 8 lei, 150 de ml, din nou produs vegan. Pe spate spune că ar fi pentru toate tipurile de piele. Sunt super curioasă de el și la fel o să revin cu păreri dacă vă interesează. Și ultimul produs și pe care l-am luat din DM și ultimul din acest clip de asemenea este acest spray de față și de corp cu cocos pe care l-am recumpărat. Nu mă așteptam să-l găsesc în magazin, vă spun sincer, însă când l-am văzut l-am luat instant, n-am mai stat pe gânduri. Tot o play a fost și ăsta, 150 de ml, produs vegan. Erau două pe raft, unul l-a luat prietena mea cu care am fost în oraș ieri, după cum v-am spus, și a mai rămas unul, așa că l-am luat și eu, am zis că nu vreau să rămân fără și l-am luat instant, după cum v-am și spus. Eu l-am mai avut în trecut, mi-a plăcut super mult și l-am luat să fie, nu o să-l folosesc acum, o să-l păstrez pentru la vară, pentru că acum am deja ceva desfăcut și nu are sens, dar l-am luat să fie acolo. Și cam acestea sunt toate produsele pe care am vrut să vi le arăt în clipul de astăzi. Nu știu dacă o să mai postez încă un clip până la finalul anului, așa că eu vă doresc sărbători fericite. Sper să vi le petreceți alături de cei dragi, exact cum vă doriți. Chiar dacă este perioada asta nașpa, să zic așa, în viața tuturor, sper totuși să simțiți Crăciunul și să vă bucurați de el. Eu nu pot decât să vă urez sărbători fericite și sănătate tuturor și sper să ne revedem cu bine în 2021. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă urez din nou sărbători fericite și până la următorul clip, eu v-am pupat! Pa, pa!